Salutare, jupânilor! Eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră Moldova Roleplay. Ei bine, jupânilor, înainte de a începe acest minunat episod, v-aș ruga tare, tare mult să apăsați butonul de subscribe pentru a ne strânge cât mai mulți jupâni pe acest minunat canal de YouTube. Noi să trecem la episod. După cum puteți vedea, jupânilor, este destul de dimineață. Suntem acasă și astăzi este o zi destul de faină pentru că o să mergem și o să cumpărăm un UTB, bineînțeles, un UTB pentru noi aici în fermă. Primul nostru UTB Universal 650, care o să fie doar al nostru și o să facem o mulțime de treabă cu el. Am găsit pe un site un 650 foarte, foarte frumos, arată foarte bine din poze. Vreau să-l văd și în realitate și să vedem cât de bine și cât de bun este. Pentru că l-am găsit la un preț destul de bun, aș putea să spun, 110 milioane, adică e un preț acceptabil. Am văzut și mai scumpe, dar am văzut și mai ieftine și băi, am zis că îmi ajunge un UTB de ăsta, adică la banii ăștia chiar e suficient. Așa că o să mergem astăzi și o să luăm, e într-un sat vecin, foarte aproape, așa că n-o să dureze mult până o să ajungem acolo, așa că haideți să ne urcăm și noi în mașină și să mergem, bineînțeles, după UTB. Bine că n-o să mergem cu mașina noastră, pentru că mașina noastră, vă dați seama, n-are atâta putere să tragă o remorcă și un UTB. Dar o să mergem acum la băieți la Agrostar și o să luăm de acolo papucul și cu platforma. Pentru că am vorbit cu ei, au spus că nu e nicio problemă dacă îl iau o oră, două, platforma și cu papucul. Și că o să mi-l dea și nu o să fie nicio problemă. Așa că haideți să ne urcăm în mașina înapoi și să mergem direct la băieți la Agrostar. Să luăm de acolo papucul. E un sat vecin. Pe acolo mai au și băieții de la Agrostar niște pământuri. Chiar au undeva la vreo 100 și ceva de hectare numai în satul ăla. Satul ăla mi se pare că e format din câteva sat. Comuna e formată din câteva sate. Și au băieții de la Agrostar pe acolo, din câte am auzit. Dar eu cu treaba deocamdată pe acolo nu m-am dus. Prin satul ăla am mai trecut eu de vreo câteva ori. Dar pe nenea ăsta de unde iau eu UTB-ul nu-l cunosc. Așa că mi-a dat el adresa, tot ce trebuie și o să ajungem cu bine la el, zic eu. Acum haideți să ne urcăm în pabuc. Bun, să-l pornim. Atât. Avem un nou diesel, o să tragă de o să rupă. Și să pornim la drum, avem cu plată remorcuța, am văzut, frumos, tot ce trebuie, firele. Și să ne întoarcem pe aici undeva. Să ne întoarcem pe aici ca să mergem direct. Să mergem direct la... după UTB. Deja aștept foarte mult, sunt foarte entuziasmat pentru că e primul meu tractor, să zic așa, UTB românesc. Și chiar sunt curios să văd cât de bine o să se descurce la treabă. Adică cu siguranță o să fie foarte, foarte bun în tras și în toate treburile astea din agricultură. Și acum sper să n-am probleme cu papucul la drumul ăsta. Că da, cred că nu o să am, că sunt doar câțiva kilometri, 2-3 kilometri până în satul respectiv. Cum ieșim din satul nostru de aici, încă 2-3 km și am ajuns în satul respectiv. Dar da, o să vedem cum arată la fața locului tractorul. Sper că arată destul de bine, ca și în poze. Și că să luăm direct acum, când avem și platforma. Că na, nu l-am văzut niciodată în realitate și vă dați seama că dacă nu arată bine, n-am să-l iau, cu siguranță. Dar dacă arată ca în poze, îngrijit, frumos, cum trebuie, o să-l cumpărăm, bineînțeles. Nici nu mă mai gândesc și dau banii omului. Păi, jupânilor, eu cred că am să revin din sat de acolo, că na, 2-3 km sunt puțin, dar durează ceva, că nu o să merg chiar atât de... chiar cu așa mare viteză, ca și remorcuța și vă dați seama. Așa că am să revin eu din satul respectiv. Am revenit, jupânilor, de pe drum. Mai avem puțin și intrăm și în satul respectiv. Acum drumul ăsta îl țin de vreo 3 km încoace de când am ieșit din sat de la noi.
Da, e un drum mai, să zic așa, făcut din pavele, într-un fel, din cărămizi, dar văd că se simte destul de bine la suspensii, nu mă zdruncină sau ceva, ci pot să-i dau talpă pe aici, fără probleme. Numai că e puțin cam îngust și în caz de vine vreo mașină din sens opus, trebuie să încetinim și să mă dau puțin mai pe dreapta, că am și dita mai remorca în spate, adică trebuie să mergem mai cu grijă pe aici. Iar că aici avem o curbă. La următoarea intersecție o să trebuiască să facem la drumul principal, la stânga. Și de la stânga mai mergem tot așa. Și după aia tot la stânga, peste vreo câteva sute de metri. Și am intrat în sat după aia. Dar o să vedeți imediat, pentru că mai avem ceva până la nenea Ilie, așa îl cheamă pe nenea care vinde tractorul. Și da, eu am mai fost pe aici, am mai fost prin satul ăla de vreo câteva ori. Cunosc așa zonele în mare parte, dar nenea asta unde stă nu prea știu și mi-a dat el adresa. Mi-a dat el adresa cam pe unde-i și acum cam știu pe unde-i. Acum o să o luăm la stânga să ne asigurăm să nu vină nimeni. Hai că lăsăm pe nenea asta să treacă. Că mai vine încă unul. Aici văd că e drum principal și e mai circulat. Ia să ne băgăm și noi. Ne băgăm și noi cu papucul nostru pe aici. Păi da, un pic așa. Și eu uite, văd că băieții ăștia n-au mai tuns iarba pe marginea drumului. A crescut destul de mult. Ori nu e circulație mare, dar văd că deja două, trei mașini au trecut. Ia, încă una și tot așa. Ia, că aici facem la stânga. Acolo ieși din sat, din câte știu. Aici facem la stânga și ne băgăm pe drumul ăsta. Văd că e tot asfalt, dar e mai nou oare sau mi se pare mie? Cred că e mai nou. Ori mai vechi. În fine, nu contează. Deja am intrat în sat. Numai că este destul de lung satul ăsta. Este destul de lung. Are vreo câțiva kilometri dintr-un capăt în altul. Și vă dați seama că avem ceva de mers. Nu contează că oricum motorină avem, am oprit pe drum și am făcut plinul. Și mai este o benzinărie între comunele astea pe care le-am străbătut eu și am făcut acolo un plin de motorină. Trage un nou dieselul nostru fără probleme. Ia că aici văd că sunt mai puține case, adică și mai în față sunt mai multe. Și acolo trebuie să mergem puțin mai ușor, că acolo mai sunt oameni, vă dați seama. Pe aici e puțin mai pustiu într-un fel, că satul ăsta în care am intrat noi, văd că, după cum puteți vedea, este despărțit de o mică, nu e chiar pădure, într-un fel câmp. Și de aici am intrat în satul lor cu adevărat, să zic așa, că de aici sunt mai multe case. Deja pe stânga sunt case, mai în față și pe dreapta și pe stânga tot la fel sunt mai multe case și ia că am intrat. Pe aici s-o lăsăm mai ușor că nici drumul nu mai este drept. Ia uitați. E, cam tot pe la noi, nu sunt nici oameni foarte, foarte... Sunt câte unul bogat pe acolo care și-a mai făcut o vilă, de așa, dar în rest sunt, văd că oameni destul de modești, așa să zic, cu casele. Sunt case bătrânești, bine, ca și la noi în sat, că până la urma urmei, na, partea asta e destul de modestă, să zic așa, a Moldovei. Bine, care e mai înstărit, mai are câte o mașină, două la poartă, una care mai de care, mai sunt și oameni de ăștia care s-au mai dus prin străinătate, ori au firmele lor pe aici, prin țară și ce au zis, bă, se retrag la sat că e mai liniște, și vin cu mașini care mai de care, vă dați seama. Sunt oameni și oameni pe aici. Bine, și ca și pe la noi în sat. Acum ia că am ajuns și pe drumul ăsta. Am dat iarăși de asfalt, ia ușurel să... Ata, bun. Să mergem mai ușor pe aici. Ia să vedem noi. Aici mai avem o curbă și următoarea uliță pe dreapta, din câte știu eu, este stănenea. Stănenea de la care o să cumpărăm noi tractorul. Ia că în fața acolo mi se pare mie sau văd o uliță. Da, aici este o uliță la dreapta. Ia să ne băgăm noi pe aici. Da, n-am mai fost de mult pe aici. De vreo un an, parcă cam așa ceva, un an și...
Vă dați seama că nu prea știu eu zona chiar atât de bine, casele și toate, că nu locuiesc eu pe aici, încă dacă locuiam, vă dați seama, știam, sau dacă aveam vreun neam pe aici, știam mai bine, dar așa că neamul pe aici nu prea am. Am eu un naș care, vă dați seama, era de botez, dar cine știe, și el are ani mulți, cred că și el are undeva la vreo 80 de ani. Și vă dați seama că nu mai știu pe unde stă. Acum am ajuns cu papucul, el e ultima casă de pe stânga, mi-a spus cum am intrat pe uliță, și asta este din câte văd. Văd că UTB-ul este acolo, da, cred că asta sigur e. O să-l sun pe nenea să iasă afară la poartă, să luăm și UTB-ul și am să revin eu direct din UTB, dacă vă arată bine de la prima privire, și o să vedem, cred că o să-l cumpăr și o să revin eu după. Am revenit jupânilor din tractor, după cum puteți vedea e foarte, foarte fain și pe interior, e curat, e tot schimbat pe la el și chiar arată foarte bine. Acum ia să ne dăm puțin mai în față. Ia să ne dăm noi puțin mai în față și acum să dăm în marșalier, frumos, ca să-l putem băga în remorcă. Ia să vedem. Acum îi dăm puțin mai în față și mai dăm o dată în spate, nu? Așa. Bun. Și acum să ne dăm jos. Ia uitați cât de frumos arată. E puțin el murdar pe acolo, dar eu zic că arată foarte, foarte bine. Universal 650. Ia uitați cât de frumos arată. Și a meritat toți banii, 110 milioane i-am dat fără să mă uit. Și nenea ăsta e băiat de treabă, a zis că mai are încă două tractoare, un John Deere și un Case. Și a zis că nu-i mai trebuie UTB-ul, că vă dați seama, acum are mai multe terenuri și are vreo 200 de hectare. Și vă dați seama că UTB-ul nu-i mai trebuie. Aici e zona lui unde își mai depozitează utilajele mai vechi și da, vă dați seama, el are, a spus că are o casă în centru, făcută mai nou. Acum, na. Ne-am cumpărat și UTB, să deschidem platforma și să ne băgăm în, să băgăm UTB-ul pe remorcă, pe platformă în spate, ia să vedem noi. Ia că e frumoasă zona asta, ia uitați, câmpie pe acolo, aici să ai fermă, e chiar foarte bine unde și-a ales domnul fermier pe aici. Acum ia să ne urcăm și să urcăm, bineînțeles, tractorul pe platformă, pe papuc aici, ia să vedem, merge sau nu merge cu bine. Eu zic că ar trebui să meargă fără probleme. Bun, haideți că l-am băgat. Să-l dăm puțin mai în față. A, ajunge, cred că atât, încă puțin. Perfect. Acum să-l oprim, să ne dăm jos și să-i dăm o legătură, zic eu, nu? Să-i dăm o legătură la UTB să nu cadă cumva. Ia să vedem noi. Îi dăm pe aici o legătură sau din partea aia, că nici nu știu de unde să-i dau. Că am să-i dau din partea aia, dacă nu. Să vedem cam pe unde ajunge cureaua, că dacă nu ajunge bine, nu-i bun. Nu pe aici, o să mă bag tot pe aici, ia să vedem. Dar văd că nu, ia, aici îi dăm o legătură. Hai că-i ajunge, una că nu o să merg cu viteza luminii doar. Acum să ne urcăm și noi în papuc, să-l pornim, tragem și platforma. Și acum ia să ne întoarcem noi pe undeva pe aici. A spus nenea că poți să ieși și pe partea asta, dar nu, parcă nu m-aș duce pe aici prin câmp, că nu prea știu zona. Ia uitați, câmpii cât vezi cu ochii, cât de frumos arată, cât de frumos arată. O să întoarcem aici la nenea bucată. Asta este, puțin așa, văd că de semănat, nu cred că e semănată. E să întoarcem noi cumva pe aici, cu papucul. E, puțin am călcat, dar sper că nu se supăre nimeni. Văd că e proaspăt trăierat pe aici. În fine, haideți să mergem acum. Să mergem spre casă la noi, în sat la noi, ia uitați. Ia uitați cât de frumos, cât de frumos arată pe aici. Băi, da. Noi așa ulițe avem prin sat, dar să treci direct în câmp nu prea avem. Aici nene chiar și-a ales un loc bun să-și facă depozit. Chiar și-a ales un loc destul de fain, unde să-ți depozitezi lucrurile lângă câmp, te duci în câmp după aia dacă vrei, îți ar bucățile, că din câte am auzit are și pe aici terenuri și e chiar foarte bine unde și-a ales nenea fermier zona. Uitați că și eu ar fi trebuit de fapt să-mi cumpăr o casă la marginea satului și să fie exact lângă câmp, cum e nenea, dar
uitați că prin minte nu mi-a trecut atunci. Dar, na, cum mi-a dat bunicul meu, mi-a dat moștenire casa, vă dați seama, să o vând și să-mi iau alta la marginea casa, la marginea satului, parcă, băi, parcă nu m-aș risca, să zic așa, să-mi fac alta și să așa. Mai bine acolo în sat, cu vecini, cu tot ce trebuie. Da, bine, că ar merge și pe lângă casa pe care o am acum, încă un depozit cum are domnul de la care am luat tractorul. Un depozit unde pui toate depozitul, un loc unde pui toate lucrurile, să zic așa, care nu-ți mai trebuie sau care le folosești mai rar. Acolo lângă câmp frumos, chiar ar fi foarte bine. Sau să-mi cumpăr eu un teren pe aici prin sat, prin satul ăsta. Chiar ar fi fain. Și acum da, să mergem și noi spre casă. Ia să vedem ușurel. Mergem spre casă și să vedem. Deja aștept să-l bag în ogradă, să-l băgăm frumos acolo în ogradă și să stea la umbră. După aia ne băgăm la arat frumos, la semăna, la discui, la toate treburile pe care le putem face cu TV-ul ăsta. Toate treburile pe care le putem face pe un teren, până la urma urmei. Îl arăm, îl dispuim, îl semănăm. După aia îl trăierăm, venim cu o remorcă, ceva, chiar ar fi foarte tare. Deja aștept să-l bag la treabă și cred că de zilele următoare o să-l băgăm la treabă fără probleme. E că văd și aici un lac foarte fain, un lac destul de mare, sau e baltă de pește. Cred că e baltă de pește dacă stau mai bine și mă gândesc. Că un lac așa nu cred că, sau o fi și un lac, cine știe, mai mic, un lac mai mic, sau o baltă foarte mare. Păi, jupânilor, acum o să mân și eu puțin, o să mân nu chiar tare, până în 80, că nu vreau să, l-am legat eu, i-am dat o legătură la UTB, dar o legătură, nu știu dacă e chiar foarte, foarte bine strâns acolo, că na, o să mergem și noi puțin mai încet. Acum ia să ieșim și la strada principală. Ia să vedem. Hai că nu vine nimeni, ne băgăm direct. Hai că ne băgăm acum. Gata, ne-am băgat și pe drum. Bă, dar ce viteză au și băieții ăștia de aici. Se grăbesc. Ori e limita de viteză puțin mai mare, cine știe. Da, păi cine mai respectă până la urma urmei și limita de viteză? Poate să fie orice drum, că nu mai respectă aproape nimeni nicio limită. Acum hai să dăm un semnal la dreapta, că ne băgăm la dreapta. Uite, nenea deja a ajuns în spatele remorcii. Ce zice? Uite și ăsta care merge cu viteza melcului. Păi da, da, na, eu am UTB acum. Dacă aș avea și eu o mașină puternică de câțiva, măcar de 100-200 de cai, vă dați seama, aș mâna și eu pe aici cu viteza fulgerului, dar na, îi dau și eu cât poate pe apucul până la urmă. Că dacă îi dau peste 120, sper să nu-i cadă vreo roată sau ceva. Da, bine că nici nu vreau să-i dau cu viteză cu papuc. Că na, dacă îi dau viteză să am o mașină cu motor puternic, că papucul nu e de viteză, să zic așa. Merge el, dar nu e chiar de viteză. Păi, jupânilor, eu am să revin direct de la noi din sat, că mai am ceva de mers și am să revin direct din sat de la noi. Am revenit, jupânilor, după cum puteți vedea, sunt tot cu papucul, bineînțeles, și cu UTB-ul pe spate, în remorcă. Acum mai rămâne decât să ajungem și noi ușurel acasă și să punem papucul frumos acolo în curte, bineînțeles. Să mergem noi ușurel. Opa, așa. Să dăm curba, luăm curba pe aici. Bun. Și da, avem tot ce ne trebuie la UTB. Am văzut, avem tiranții tot frumos acolo. Avem toate manetele în cabină, adică nu e vreuna ruptă sau ceva. Văd că schimbătorul merge foarte bine. Văd că și, de fapt, tot e bun, tot e în regulă la UTB-ul ăla. Că altfel, dacă nu era în regulă, nu-l mai luam acum.
Băi, 110 milioane chiar s-a meritat, zic eu, pe UTB-ul ăsta. Chiar s-a meritat 110 milioane și eu zic că o să-și facă treaba de minune cu banii ăștia. Plus că bine că am luat și teren, am cumpărat și teren acolo lângă sat. O să mergem, o să strângem iarbă pe acolo cu remorca de la Agrostar, o să arăm, o să facem o grămadă, o mulțime de treabă cu UTV-ul ăsta. Acum avem două tractoare, dacă vreau pe ăla îl vând, mai fac un alt bănuț și mai îmi iau un teren, dacă nu, o să mai luăm un om cu noi, așa să ne mai ajute zilnic prin fermă, dar acum o să vedem cum o să fie. Ia să deschidem și noi porțile, ia să vedem noi și să ne suim în UTB, bineînțeles, dar să-l decuplăm de aici, de la Macara și ia să ne suim. O, ia uitați, deja m-a așteptat să mă sui în UTB. Acum să-i dăm cu spatele frumos. Ia să vedem ușurel. Dacă ne-am bătut noi cât de cât. Bun. Îl dăm jos și să-l ducem direct în curte. Ia uitați cât de frumos poate să arate UTB-ul nostru. Cât de frumos. Mult mai bine arată parcă pe la noi pe aici prin curte. Cu UTB-ul nostru. Acum gata, avem și noi UTB. De când am așteptat să cumpăr și eu un UTB. Deci, de foarte mult timp. Acum, ia să dăm puțin. De fapt, nu știu cum să fac. Să împingem asta puțin mai încolo. Ia să vedem, putem. Hai că am putut. Să dăm și ouăle astea mai încoa. Și să băgăm UTB-ul aici la umbră. Ia să vedem noi. Ne suim în el și îl băgăm lângă Belarus acolo. La umbră să stea și el. Ia să vedem noi. E puțin mai mare UTB-ul, se vede. Se vede cu ochiul liber că e mult mai mare decât Belarusul. Dar oricum, e destul de bun și Belarusul, dar bineînțeles, tot UTB-ul e bază. Să-l oprim, îl lăsăm aici la umbră frumos. Ia uitați, o comparație destul de bună, zic eu. E destul de mare UTB-ul, într-adevăr. E destul de mare și, bine, nu cu mult, dar e mai mare oricum. Acum, haideți să luăm papucul și să îl ducem direct la... Înapoi la Agrostar, ia să vedem. Hai să închidem porțile aici. Păi, jupânilor, cam atât a fost cu acest minunat episod. Sper că v-a plăcut și sper că v-a plăcut și UTB-ul. Nu uitați să lăsați acolo un mare like și un subscribe ca să ne strângem cât mai mulți jupâni pe acest minunat canal YouTube. Pe data viitoare vă urez numai bine și noi ne vom revedea, bineînțeles, în următorul episod.